Claro. Ce dacă mai vă prins o țigară? Dar toți faceți același lucru întotdeauna. Toți? Da, toți. Adică cine? Toți, voi toți. Imediat după ce faceți dragoste cu o femeie, vă prindeți o țigară. Așa și? Imediat ce ieșiți din corpul unei femei, vă prindeți o țigară automat, așa ca și cum ați ieșit într-o tutungerie. Eu fumător fumează. Da, el lasă că nu e chiar așa de simplu. Nu e așa de simplu. Nu, și aici femeile au dreptate. Au dreptate? Da, au dreptate. Cu ce au dreptate? Când spun ce spun. Când spun ce? Când spun că imediat după ce face dragoste, masculul nu se mai gândește decât la un singur lucru. Și anume cum să se cărăbănească cât mai repede. La mine. Ești total golit de măruntaie, ești vidat, vidat, ești ca puii la congelator, așa, ești vidat, da, da, vidat. Sunt vid pe tine, pentru că nu mă gândesc la nimic. Mă simt bine și asta e tot. Dar în orice caz eu simt că te îndepărtezi din ce în ce mai tare, te îndepărtezi și te videzi din ce în ce mai tare. Adina, uite, ai cadru și mai ești inert ca un deșert. Ascultă, tu chiar mă poți lăsa liniște de 2 minute? Oh, ba da, nicio problemă. Vinul, eu îl simt, vinul care e în tine. Pentru că din cauza asta ești deja departe, pentru că te-ai evitat. Și acum vinul se sentită și în jurul tău. Nu mai este formă de tatrețe, nu mai este dialog, doar vinul. Doar vinul aia există. Pe mine mă doare, dar nu-i nimic. Nu-i nimic. Dumnezeu, dacă te mai înțeleg. Mă am și eu chef să stau liniștit 2 minute, să nu zic nimic, să nu mă gândesc la nimic și deodată vii cu chestii de genul ăsta. Păi din cauza asta vei să nu te gândești la nimic, pentru că ești vidat, golit de măruntaie, băiete. Așa ești, ca pui la congelator. Și pentru că ai simțit nevoia să faci vid și în jurul tău. Altfel spus, ai simțit nevoia să pleci, da? Da. Și atunci când pleci imediat după ce faci dragoste, înseamnă să faci vid în jurul tău. Asta e liniștit, că eu chiar te înțeleg să știi, uite, poți să pleci, poți să pleci. N-am avut nicio secundă intenție să plec. Mai spui, dar simți nevoia să-l taci. Da, nu, n-am vrut să stau liniștit 2 minute. Care e problema? Foarte bine, uite, în cazul ăsta eu sunt cea care pleacă. Aoleu! Unde vrei tu să pleci? E, uite că plec. Ce contează unde plec? Plec. Plec ca să te las liniștit. Ai vrut tu să rămâi singur în deșertul prea de tine, singur cu deșertul prea de tine? Poftim! La revedere! Sunt eu aici cumva? Nu mai vorbi cu mine că nu mai sunt aici, atâta lucru să înțelegi. Că nu mai sunt aici. Așa că te rog frumos să nu mai vorbești singur, că mă cam enervezi. Poftim, nu zici nimic, deci ești de acord, deci am avut dreptate. Acum că am făcut dragoste, nu mai sunt. Iepurașul tău, dragă, acum asta așa un iepuraș într-un deșert, nu? Incredibil. Și bătăi și foarte mulțumit că am plecat. Incredibil, ce prostii poți să spui. Uite, am rugat să nu mai vorbești până că nu mai stai aici. Atâta lucru trebuie să pricepi și tu, că nu mai sunt aici. Uite, vezi cum taci? Vezi cum taci? Vezi cum taci? Bine, doamne, hai, gata, pale, pleacă. Dacă oh. Vrei să pleci, oh, bravo, bravo! Acum că ți-a atins scopul, îți permis să nu devii vulgar, nu? Incredibil, ce opozitoare poți fi câteodată. Bă, dar iartă-mă, dar așa reacționezi tu întotdeauna după ce faci dragoste. Uite, eu după ce fac dragoste, dar eu nu reacționez, da? Opa, domnul, eu după ce fac dragoste, nu vorbesc, domnul, nu fac nimic. Nu reacționez, nu fac nimic. Așa. Eu mă desting. Opa, stați așa că se desting. Da, mă desting. Și ce mai face? Fumează cumva? Da, fumez. Care e problema? Și dispare ca fumul, nu? Până la
Sunt oameni care mănâncă o bucată de pepene sau alții beau un par cu vin, nu știu. Eu fumez. Ce, e interzis să fumez? E interzis să fumez? Nu e interzis. Nu, nu e interzis, dar trebuie să-ți fie rușine. Să-mi fie rușine. Da. De ce să-mi fie rușine? De aia, pentru că pentru o femeie este extrem de important ce se întâmplă după ce face dragoste. Ah. Și doar după ce face dragoste, masculul poate să demonstreze că nu este un animal. Și ce ar trebui să facă? E, uite că eu nu știu, nu știu după ce face el dragoste, să se demonstreze bărbat, că nu este un animal. Eu nu sunt bărbat. Dar nu, Ipi, nu ești bărbat. Nu. Tu ar trebui să știi asta. Adineau, te simțeai bine. Așa, și ce? Erai fericită, gemeai de plăcere. Și ce, câteodată poți să fii fericit preț de domn, trebuie să-ți dai seama că asta nu schimbă absolut nimic. Dar ce vrei tu să schimbi? E, uite, totuși imediat. Nu pot să schimb tot. E, uite că eu o să pot. Ne liniștim și noi 2 minute. Hai, mă, mă las. Ia-mă-ne de pe mine. Dar n-ai cum să schimbi niciodată totul. Știi foarte bine că te iubesc. Ai văzut pe porci ăștia? Niciunul nu se uită la noi. Ana! Unde mergi? La Carson City. La Carson City? Mm. Pe Carson City nu e în direcția opusă? E pe aici. E pe aici? În orice caz, porcii ăștia nu se uită la noi. Ne tratează ca și cum am fi niște borne kilometrice. Deci dacă stau bine să mă gândesc cu bornele alea kilometrice, îi acordă mult mai mult interes. Știi, bornele alea măcar indică ceva. Da. Și ce faci la Carson? Să văd pe Tiger. E locul ăsta acolo? E cam departe Carson. Nu o să te ducă nimeni până la Carson. Eu mă duc până în Kenstown. Kenstown e în direcția opusă. Ce chestie? Eu aveam impresia că e în direcția asta. Scuze, Carson e în direcția asta, nu? Te deranjează dacă vin cu tine la Carson? Eu n-am fost niciodată la Carson. Nici eu n-am. Nici tu? Sau dacă așa cum pot să mă duc la Kenstown, pot să mă duc și la Carson. E cam departe Carson. Mai departe de șosea. Nu-mi place să fac dragoste cu trebuie. Se poate și în picioare. Nu-mi place să fac dragoste cu picioare. Dar e foarte bine în picioare. Dar nu-mi place mie să fac dragoste cu ce se uită cineva la mine, și da? Și dacă se uită cineva la noi, care-i problema? Îmi place. În orice caz ne îndepărtăm și nu, să, nu o să ne vadă nimeni. Deșertă, câte mâini ne-am îndepărtat, tot o să ne vadă și o să ne claxoneze. Și dacă ne claxonează, acum ce? Nu-mi place mie să ne Să nu parte. Acum că ai început să te duci cu mine.
facem într-un motel, da? Cu siguranță că sunt un motel înainte de intrarea în oraș. Da. Sau dacă vrei, poți să-ți vezi tatăl înainte. Mă duc după. După mine nu mă deranjează. Stai, nu poate să așteptem, să mă duc după. Bine, facem cum vrei tu. Îi stăm o noapte la motel și a doua zi te duc să-ți vezi tatăl. Da. Te-am mișcat atunci. Iar dacă nu se mai duci cu mine la casă, se din să știi că tot ceea ce mi-ai spus înseamnă foarte mult pentru mine. Dar de ce să ne mai rugăm împreună până ajung la casă? A, nu ești ca tot ceva. De ce să ne mai rugăm împreună până ajung la casă? Cât crezi că faci până la casă? Cu o mașină? 3 sau 4 ore. 3 sau 4 ore? Asta înseamnă că până apune soarele, suntem într-un hotel. Nu. Într-o cameră mare, răcoroasă. Pat moare. Ești drăguță? Ești chiar foc de drăguță. Vezi ca celelalte fete. Celelalte fete sunt niște jabiți. Dar eu pe jabițele urăsc. Sunt mai drăguțe, poate sunt mai jabiți. Dar tu nu ești așa. Asta e bun. Te-ai gândit tu să faci un traseu de 400 de km și te-ai gândit
Hai să nu iau apă. Da. Adevărat? Da, da. Te-ai gândit că o să te aducă sub tafecioara apă, nu? Da, mă duc să aștept la piesa, unde să mai aduc niște apă. Păi așteaptă la piesa, unde să-ți aduc niște apă. Ok, pe bune mi-e sete, îmi dai și mie niște apă, te rog. Mersi. Nu vreau să te aud zicând nu mersi. Mersi. Thank you.
el și nici pe nefastă. Și nu am mai dreptul lor să nu vrea să mă cunoască, e totul prevăzut în contractul agenției. Și a adus spermatozoid, i-a șocat partea eu fără și doctorul a pus toată combinația asta la mine în curte să născuți. Înțelegi și tu acum ce e seminarea artificială? Haide, du-te să-mi iei un sandwich la mână, deschidem un restaurant. Ați venit pentru mare, nu? Pentru marile mare, nu? Aha. Ca să faceți poze. Da. Eu știam că v-am văzut în sat. Am văzut că aveți câte un aparat de fotografiat pentru fiecare obiect pe care vreți să-l fotografiați. Unde vezi tu așa ceva? V-am văzut în mașină, portbagajul este plin noi cu aparate de fotografiat. Nu e adevărat. Eu locuiesc în sat, doar că astăzi satul a fost invadat de oameni. Toți au venit să vadă marile mare. Au organizat chiar și o chermeză, mi se pare ridicol. Dar de ce vor toți oare să vadă marile mare? De ce nu? Să știți că la noapte vor fi și focuri de artificii, poate vreți să fotografiați și focurile. Nu. Dar sunt foarte frumoase focurile. Nu, eu am venit pentru mare. Dar sunteți plătit bine? Sunt plătit, dacă reușesc să le vând. Poate vindeți și focurile. Spuneți-mi, de unde știu că fluxul o să fie mai înalt aici decât acolo și o să-mi port? N-am știu. Eu am căutat un colț liniște de faleză, am căutat tot. Eu sincer cred că m-ați urmărit. No, nu te-am urmărit deloc. Ba da, m-ați urmărit și colțul ăsta de faleză este al meu. Dacă nu mă credeți, puteți să mergeți în sat și să întrebați pe cine vreți. Nimeni nu are dreptul să se apropie de colțul ăsta de faleză în absența mea și nici nu vreau ca marile mare să fie fotografia, de-ați înțeles? Păi și n-ați plecat încă? Mm-hmm. Să știți că dacă nu plecați, eu vă îmbrâncesc în mare. Ascultă, fetiță, cum te cheamă pe tine de fapt? Ei, ascultă, fetiță, cum te cheamă pe tine de fapt? Ce fel de întrebare este asta și nici măcar nu sunteți frumos? Fotograf n-are nevoie să fie frumos. Sunteți urât și aparatul nostru de fotografiat este și el urât. Eu nu înțeleg cum vreți să fotografiați marile mare cu un aparat atât de urât. Eu zic să plecați, că eu altfel vă arunc aparatul mare. Bine, am plecat. Marile mare, degeaba le așteptați. Eu sunt marile mare, eu sunt marile mare. Ați să știți că la noaptea o să ajungă până aici sus, dacă le-ați. Chiar așa de sus, o să urcem. Fotografiază marea. Nu? Nu, trebuie să mă preveniți înainte. Am să fac data viitoare. Dar de ce îmi faceți asta? Ca să pot face o serie, trebuie să fotografiez marea la fiecare 30 de minute. Și în rucsac ce aveți? Pâine, brânză, roșii, ți-e foame? Marile mare nu se mânzesc
noapte o să intru în mare. Nu acum. Am să-ți vin pe chestia asta. Pe bine, vreți o roșie? Da. Dar nu aveți sare? Bine, pot să vă dau voie să o treceți prin mare, să o puteți săra dacă vreți. Ai fugit de acasă, Estelle. Dar de ce mă întrebați asta? Așa mi-a impresia că ai fugit de acasă. Da, am fugit. Am făcut prostia să părăsesc un loc de unde n-aș fi trebuit să plec niciodată. Prostia să ies din mare. Să nu mai ieși atât așa din mare. Bineînțeles că n-am să mai ies, dar s-a liniștit că la noapte mă întorc acolo unde locuiesc eu în mare. Mare e mare, ascultă-mă și un minut. Noi când am trăit în mare? Ceva timp în urmă, pe vremea ce locuiam în mare. Mulțime de gastropode până acum. Din când în când mai revine ea din mare și lasă un coș plin cu fructe de mare la picioare. Ia uitați-vă aici câte am. Crabi, moluște, scarabei, tricofide, scapopode. Aș fi putut să o fotografiez. Aș fi putut, dar n-am făcut-o. N-am făcut-o probabil pentru că eu sunt specializat pe fotografie marină. Toate țărmurile, numai eu le-am fotografiat. Atlanticul l-am făcut de jur împrejur. Știați că forța mareelor depinde foarte mult de forma golfurilor și estuarelor? Ați auzit vreodată de golful fundii din Canada? Apa care se retrage din acel golf e suma tuturor fluvilor care se fac în mări și în oceane. Sunt eu, Marile Maree, nu mă recunoști? S-a întâmplat ceva bizar, am intrat în mare să mă scad în timp ce apele începeau să urce și am îmbătrânit brusc. Și acum toată viața mea și tot ce am trăit noi doi împreună se află în urma mea. Da, acest golf fund e magic. Există un punct pe marginea acelui golf, se numește Burn Cod Head, unde distanța dintre flux și reflux este de 16 metri. 16 metri, vă dați seama, 16 metri? De unde veniți? Dinspre sat? Gerard, dar cu tine vorbesc. Marie Maree m-a inversat brusc sensul de curgere a vieții și... Și-am îmbătrânit, asta s-a întâmplat, am îmbătrânit. Doamnă, îmi cer scuze, dar eu nu vă cunosc. De când au început Marile Maree, toată lumea din satul ăsta a nebunit. Toată lumea, iar astăzi sunt cele mai mari maree din acest secol. Nu mă crede. Am îmbătrânit brusc și nu mă crede. Totdeauna când îmbătrânim brusc, lângă cei pe care îi vin, nu suntem crezuți. De fapt, oamenii de lângă noi nici măcar nu-și dau seama, ea era... Ca și cum am îmbătrânit degeaba. Uite, Gerard nu-și mai amintește decât ziua în care ne-am întâlnit. Atâta tot. Ziua în care ne-am întâlnit.